rușine atâta lume în jur. Ok, foarte multă lume. În secunda asta începe jihadul. Mine vacanța e aici, nu acasă. Mai puțină gălăgie fac ăștia decât ne pasă. Niciodată nu s-a făitat, niciodată nu mi-a spus. Măi, femeie, nu ne înțelege, nu mai merge. Mâncare nu face, de spălat nu spală. Nu mai zic, seara treci și ceva. Ce zici asta, mă? Ce faci? Ce faci? Gata, ai scăpat? Dacă ești băie deștept, muncești mai puțin, că distrezi mai mult. Ce ai pățit, bă, omule, bă? Ce ai pățit, bă, băiatule, bă? Cred că-l fac pe mine, frate. Ce-ai făcut, frățioare? Ia-te mă ia. E o mare nesimțire și mă deranjează și vreau să-mi recuperez și banii pentru treaba asta. Jur, parcă totul este un vis. Ce ți-a făcut fetița asta? Ți-a spălat creierul? Da, ce ia face ce nu faci. Unde dai și unde crapă. Ei bine, de ce spun asta? Rămâneți alături de noi, căci în această seară vă așteaptă un caz palpitant, cu schimbări de situație și tentații la orice pas. Apropo de tentații, haideți să vedem dacă pot sau nu destrăma o familie. Totul doar aici, doar în această seară. Pregătit ca de fiecare dată, Ernest se îndreaptă chiar acum spre o nouă întâlnire. Despre ce este vorba? Haideți să aflăm! Salut, Mona! Bună ziua! Care dintre dumneavoastră este doamna Oprea? Eu, Oprea. Salut, Andreea. Mona! Ernest Francisc, ochii din umbră. Ana, Mona. Ana, Murar. Ce se întâmplă? Cu ce vă pot fi eu de folos? Sunt căsătorită de 8 ani de zile cu domnul Oprea, Claudiu. Și să înțeleg că sunt probleme din felul în care vorbiți despre dânsul. Cred că sunt câteva mici probleme. Sper să nu fie nimic adevărat, pentru că îmi iubesc foarte mult soțul. Avem împreună 2 copii, adică... Să vă trăiască. Dar concret ce se întâmplă? N-aș fi vrut să fiu eu cea care să-i dau așa o veste, dar nici n-aș putea să ascund. Este fica mea și vă iubesc, să vă dați seama, ca sufletul meu. Am o vecină, Marie, care a fost de curând la mare. Generele meu este plecat cu natura slujbei lui, lucrează în construcții. Lucrează acolo împreună cu cumnatul lui și se pare că acolo, în loc să construiască, dărâmă căsnicia de acasă. Adică vecina îl vede undeva pe plajă, undeva destul de aproape, cu o domnișorică într-o ipostază nu prea ok. Adică ne bazăm doar pe ceea ce a văzut o vecină? De o lună jumătate de când este plecat, îl sunt pe cumnatul meu Dragoș și în momentul în care nu-mi răspunde soțul, evident, sunt pe Dragoș, că au plecat împreună. Hai, dacă nu... Și îmi spune că nu e ba, nu este cu el, ba, el este plecat în altă parte, că, na, bărbații știți cum sunt, se acoperă unul pe altul, nu o să-mi spună mie, da, vezi că e ocupat acum, e cu domnișoara XY. Și ar mai fi o problemă, adică el... De când lucrează, veneam fiecare lună cu salariul acasă. De data asta îmi spune că salariul îi se dă la sfârșitul contractului. Eu n-am auzit niciodată de așa ceva. Sunt, nu știu, sunt foarte bulversată, nu știu ce să cred, nu știu încotro să iau, nu știu cum stau. Vă văd că sunteți confuză, vă văd că sunteți foarte agitată. Vreau neapărat să mă ajutați, vă rog mult de tot, să pot să-mi clarific situația, să căsnicia, cum sunt, cum stau, încotro mă îndrept. E adevărat, nu e adevărat. Am bunit că îndoială asta te maci. Foarte, nu mă pot concentra la servici, nu merg pe stradă, eu conduc. Nu, e deci greu, nu pot. Adică e dificil, sigur că da. Nu, dar vă înțeleg perfect. Asta. Ok, vom face asta pentru dumneavoastră. Rămâne să vă contactez. Îmi pare rău că ne cunoaștem în asemenea circunstanțe și capul sus, doamnă. Veți primi un telefon nu de la mine. Nu ești singură, nu ești singură. Nu. Mersi, mama. La revedere. Sărut mâna. Mersi, mamă.
Vă salut, domnilor! Salut, Ernest! Ce faceți? Cum merge treaba? Tot muncim. Ați apucat să vă încărcați și voi cât de cât bateriile în concediu? N-am prea spune, am tot muncit în vacanța asta. Ce să-i faci? Trece foarte repede. O să încerc oarecum să fac astfel încât să îmbinați utilul cu plăcutul. Avem un caz care o să ne ducă în Constanța. Am să vă supun atenției. O, mergem la mare. Nu știu cât timp o să aveți voi de plajă, asta depinde de subiectul nostru, de domnul Oprea, Claudiu Oprea, 44 de ani, constructor. Se pare că domnul Oprea ar fi bănuit de infidelitate. A plecat la Constanța să lucreze în construcții, după cum v-am spus, nu singur, nu de capul lui, împreună cu cumnatul lui Dragoș, care este deloc din Constanța. Aici se complică puțin povestea. De ce? Omul a plecat acolo să facă bani, însă banii pe care îi trimite acasă familiei sunt mult mai puțini decât banii pe care îi făcea în București. De menționat că este căsătorit de mai bine de 20 de ani, are și două fete, deci are pentru ce să muncească. Doamna Andreea ne-a spus că o vecină, o persoană de încredere, o persoană pentru care poate băga mâna în foc, l-a văzut pe vecinul ei, pe domnul Oprea Claudiu, frumos, la plajă, în compania unei domnișoare mult mai tinere. Ok, o să vedem. Dacă informația asta se verifică, va trebui să constatați voi la fața locului. Cert este că el trimite din ce în ce mai puțin bani acasă. Doamna Andreea Oprea, soția dânsului, vrea răspunsuri. Să ne ocupăm noi. Mulțumesc foarte mult. Spor la treabă. Acum că au preluat cazul, detectivii sunt gata să înceapă filajul și pornesc spre Constanța, acolo unde lucrează subiectul nostru, Oprea Claudiu. Cu ajutorul informațiilor oferite de Andreea, soția lui Claudiu, detectivii au reușit să identifice șantierul unde lucrează subiectul nostru. Ăștia nu mănâncă, ăștia știu numai să muncească. Ăștia sunt pe repede înainte, n-au răbdare, nu vezi? Mai ceva ca japonezi, nu? Hai, să muncească, că trebuie să luăm și noi banii, nu? Păi da. Să luăm și noi salarii? Da. Munca e pentru tractoare, nu? Asta e fără oameni. Munca nu e pentru oameni. Și fără tractoare și fără oameni nu se poate. De. Gică, mai lasă, bă, mai moale, că faci gălăgie, mâncăm și noi. Muncit ca tractoarele. Da. Am mâncat, mă apuc de treabă înainte, vreau să sun și eu pe Doina Strânși, tu, da? Da, și nu am și eu pe Andreea, dar mie că îmi face aia capul calendar. Bă, știi că așa nu sunt femeile. Nu știu cum te împaci tu cu sora mea, dar eu, dacă nu m-am... Până aici m-am sătut. Mâncare nu face, de spălat nu spală. Nu mai zic, seara vrei și tu ceva, stai că-s obosită, stai că am spălat, că am călcat, stai că mă doare spatele, parcă zic că muncește ea pe șantier, nu eu. Păi eu zic că oricum Andreea te iubește. Hai să fii serios. Mă știi că mie nu-mi place să vorbesc lucruri de-astea, mă rog, mai intime, pentru că, na. Tu nu faci sex cu sora mea, nu aburești tu pe mine, la tine toate sunt ok, toate sunt bune. Dar ți-am spus, nu vreau să ne băgăm în treaba asta, mie îmi pare rău că nu ce-mi spui și nu-mi place, dar ce să, mai mult de atâta n-am cum să te ajut. Bă, dar punic ești tu. Acum înțeleg că tu ai probleme, dar eu ce să fac? Nici în vacanță nu suntem, nu? Am venit și noi la treabă. Uite, după aceea să auzi, avem... Crede-mă că pentru mine mai bine pe șantier decât acasă. Pentru mine vacanța e aici, nu acasă. Mă duc acasă, mă doare capul, mai, da. Mai puțină gălăgie fac ăștia decât nevastă. Da, da. Ce vreau să spun, în vacanță, din păcate, nu primești bani. Cât de urât! Chiar dacă situația în familia subiectului nostru este așa cum o descrie el, Claudiu nu trebuie sub nicio formă să-și jignească soția. Însă dacă lucrurile erau așa cum le prezintă bărbatul, ce motive ar fi avut Andreea să apeleze la noi? Ora 15:30. Detectivii de filaj îl observă pe Claudiu cum se chinuie să ridice o bucată de țiglă. Ce face un băiețul ăsta acolo? Nu pot să-mi dau seama ce face. De ce nu cheamă un coleg să-l ajute? Cei care lucrează pe șantier sunt obișnuiți cu greutățile. Țigla aia pe care o ridică e pistol cu apă. Nici nu simte. Ia uite, nu a căzut. Săriți-i omului în ajutor dacă e nevoie. Dragoșe! Stai că e de roșu. Dragoșe! Ce-a făcut, mă? A chemat poliția? Ce ai pățit, bă, omule, bă? Ce ai pățit, bă, băiatule, bă?
mai nebunit? Ce ai mai pățit? Ce ai pățit, mă? Băi! Bă, m-a luat toată partea asta, frate. Băi, ești bine? Toată partea asta m-a luat. Băi! Mă! Lasă! Hai, hai, ușor, ușor, ușor. Băi, nene, m-a luat spatele rău de tot, m-a, sigur? Am luat ăsta. Bă, dar cine te-a pus, mă, frate, să le iei pe alea moară, mă? Bă, ce ai, mă, bă, te când Van Damme aici, bă, băiatule? Frate, mamă, mamă, m-ai omorât. Stai, 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 să-mi revin. Bă, ești bine? Frate. Bă, cum mai muncesc, mă, frate, că ăsta o să facă spume aici. Hai, mă, frate, lasă că vedem, important e să nu fie ceva grav, lasă că o rezolv. Parcă văd pe ăsta că vine, nu-mi taie ziua. Haide, mă, frate, haide, 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 ușor, ușor, ușor. Așa, mă, băiatule. Băi, m-am de făcut zidăria acolo. Lasă-mă că-l fac eu de acolo și de treabă, hai, mă. Bă, dar îmi faci tu lucrarea acolo să nu facă casă. Da, mă, da, mă, lasă că vorbesc eu cu șeful ăsta, vorbesc eu cu el. Dom'le, până la urmă, important e să fie treaba făcută, restul nu contează. Unde nu e cap, este vai de picioare. Cât îl costa pe subiectul nostru să ceară ajutor, în loc să se chinuie de unul singur și să se rănească? Ora 16 și 15 minute. Însoțit de cumnatul lui, Claudiu intră în blocul în care locuiește temporar în Constanța. Lasă-l pe cumnat. Gata, a plecat. Lasă-l pe cumnat. Rămâi pe poziții. Pe noi ne interesează Claudiu, nu cumnatul lui. Am înțeles, rămân aici până la noi ordine. Ora 16 și 45 de minute. Nu mai are nicio durere? Văd că merge foarte bine, nu-l mai doare spatele? Nici o problemă nu mai are. Ai văzut pe echipa 2. Avem de-a face cu un profesionist. Rămâneți pe urmele lui. Recepționat. Fără nicio durere și cu zâmbetul pe buze, subiectul nostru ajunge la o terasă din stațiunea Mamaia. Bună seara. Bună. Uitați meniul. Și să-mi spuneți, vă rog, ce vă pot servi. Păi, cred că... o salată de pui. Da? Și o apă plată. Gata munca? Gata pentru astăzi. De ce? Am venit prea devreme? V-am întrebat. Că veniți zilnic pe aici și de aceea... Dacă vrei să-ți faci timp, îți faci. Dacă ești băiat deștept, muncești mai puțin, te distrezi mai mult. Tu nu poți să faci așa? Uneori da, alteori nu. Mai aveți nevoie de ceva? Mai avem și eu nevoie de companie. Ce zici? Nu pot astăzi. Nu poți, ia? Atunci o să stau să te privesc, că îmi place. Îmi place. Uite, o să mă uit. Ce rapid ești. Pentru mine sau așa ești de obicei? Așa sunt de obicei. Să aveți poftă. Mersi. Poți să mai vii puțin? Spuneți. Poți să-mi aduci și mie puțină sare? Da, sigur că da. Opa! Avem de-a face cu un cuceritor. Se pare că subiectul nostru este atras de domnișoara ospătăriță. Tu nu ai fi? N-ai văzut ce decolteu generos are? Eu aș putea fi, că vorba aia, n-am obligații. Însă subiectul nostru este căsătorit, are 2 copii, așa că nu se cade să-i facă avansuri ospătăriței, nu? Poate așa este omul, glumeț. Problema că e că el se preface că este lovit în fața cumnatului, dar ia uite-l, n-are nimic. Mare este grădina domnului. După ce a luat cina la terasă și și-a clătit ochii în decolteul ospătăriței, Claudiu ajunge acasă. Subiectul nostru, alături de cumnatul lui, pleacă de acasă. Că ți-am dat cu unguentul ăla și văd că te-ai liniștit, ceea ce mă bucură foarte mult. Partea asta și aici, de cei că nu e adevărat? Nu mi-am revenit eu așa 100% ca să fiu încă mai am așa cum. Am băut dimineața niște apă și tot îmi bag așa niște țepi în burtă de zici că nu e adevărat. Du-te la doctor, fă-ți niște analize și să-ți dau o medicație, pentru că altfel nu e. Îți dai seama, trebuie să și lucrăm, trebuie să și muncim, trebuie să facem. Să mă duc la doctor, cred că fac pe mine, frate. Ce-ai făcut, frățioare? Ia-te la...
Hai mă, ce-ai făcut? Ce faci? Du-te la muncă. Hai, lasă că vorbim, că nu mai pot. Du-te! Du-te, fă-mi și mie rezolv. Du-te! Dacă e ceva, mă stoi, ne auzeți? Du-te că ne auzim. Hai, lasă-mă pe mine. Hai, frate. Țineți-vă după el, nu-l scăpați din ochi. Urmăriți-l. Suntem pe urmele lui, e foarte sprinten omul. Păi dacă face pe el, cum mai vrea să fie? Problema e că omul nu merge spre casă. Oare unde se duce? Rămâneți pe urmele lui. Hei! Ce faci, dragă? Ce faci? Gata, ai scăpat? Tu? Uite, mă uitam la rochița asta. Îmi place tare mult. Uite asta, crem. E de plajă, așa, sexy. Păi crezi cum ar prinde? Bine orice. Da? De fapt, ție-ți vine mai bine fără orice. Hai! Dar cum ai reușit, iubire, să scapi? Păi cum, nu știi, m-a luat stomacul rău de tot, vai, cumnatul meu l-am băgat la înaintare, s-a dus și știa, a venit cu... Mi-a fost dor de tine, să știi. Ce nu fac eu pentru tine? Cum venit aici? Lasă să muncesc acolo, munca eu cu ale noastre, nu? Ia zi. Da, hai, merg să probez rochița? Câte poți, ții costumul ăla de baie, dacă îți place. Da, vreau să-mi cumpăr rochița și gentuza, cred. Și o să văd și costumul de baie pentru tine, păi o să-l probez. Păi și pentru ce muncesc, mă, nu pentru tine? A? Vai, iubitule. Sunt norocoasă că te-am întâlnit, da? Și că te-am. Ia tu ăștia și ia-ți ce vrei tu, da? Hai, cât probezi tu alea, eu dau un telefon, că am de vorbit, da? Mulțumesc, hai că să-ți fac o surpriză. Hai, să văd. Dragoșe? Bă, Dragoșe, nu mai pot de stomac, frate, tu știi ce mă doare stomacul, stau cu veciul de jumătate de oră și nu pot să ies, ești la cap. Mamă, cum gheoră ți-ai mațele, zici că-s terminat. Cum termin aici, cred că ori chem salvarea, ori mă duc eu la urgență, că nu mai pot, frate. Păi nu... Scot și tu acolo, ce e așa greu? Vorbești și tu cu șeful, dacă... Ce vrei, să vin la muncă, să mă pe mine, ce ai nebunit la cap? Nu mai, frate, știi cum, mă doare burta, mă fac ca șarpele, mă îndoi. Ce ai? Te rog eu, ajută-mă, hai, ba. Doamne, m-a lăsat fără cuvinte omul ăsta. Nu doar pe tine, subiectul nostru ne-a lăsat mulți pe toți. Ați văzut cine e amanta lui? Normal, este ospătărița de la terasa la care l-am surprins zilele trecute. Nu degeaba ai făcea avansuri atunci. Înseamnă că vecina care l-a văzut la mare are dreptate. Omul chiar era bani. Și pe deasupra își minte și cumnatul, că are una alta și uite-le, sănătos tu. Ți-ai luat? Da. Am băgat-o aici, în gentuță. Da, să duc eu geantă. Ți-ai pus aici? Mergem la plajă? Am pus acolo, da. Hai să mergem la plajă, că văd că e un pic de nor. Să ne mai relaxăm puțin. Păi, și pe ploaie și pe vânt, la mamaia într-un cuvânt. Dar scoat de rime. Nu mai râde, că ia uite ce mers ai. De căpre oară. E cineva la înghețată? Două înghețate. Ai combinație de vanilie și șocolată? Da, asaltată, dacă vreau. Da, ce știi tu? Oh, să nu te rovești la glezna asta. Ia stai să văd, e ruptă sau? Ia, trage. Ia o de sus, vale de sus. Mergem să alergăm. Îmi dau seama că subiectul este foarte egoist, se gândește doar la binele lui și al amantei. Acum vă dați seama? De familie nici măcar nu-i pasă. Cum să-i trimită banii soției dacă are de întreținut amanta? Haine, plimbare înghețată, plajă, toate costurile. O să faci mie câteva poze? Cum vrei, spre mare? Ședință foto, plajă, relaxare, distracție, amantă tânără. Ce să mai, pentru subiectul nostru, probabil acesta este un cadru de vis. Dar oare Claudiu a uitat că în București are o familie care l-așteaptă acasă? Mi-am dorit vreodată. Serios? Vorbesc serios.
clar că ești luat. Păi și ăsta e un impediment să nu trăim noi clipa zi de zi? Păi e un impediment pentru că eu să rămân cu gândul la tine de prima asta. M-ai cucerit încă de, din prima zi. Nu știam eu ce îmi lasă pe randapii tot timpul la muncă. Toate colegile mele erau invidiate de mine. Nu aș putea să-mi doresc ceva mai mult. Ești înțelegător, ești romantic, ești băreț. Hai, da. Ce-i tricou de pe tine? Ia să văd. Nu ți-e cald? Nu este. Nu o să uit niciodată tot ceea ce s-a întâmplat vara asta și nu aș vrea că tu să fie doar o iubire de vară. Crezi tu că poate fi de vară? Păi, nu știu, dar nu aș vrea asta, pentru că eu m-am întrebăstit. Păi și eu. Eu nu vreau să rămân la tine. Mă gândesc serios la relația mea. Și vreau să te duc în timp. Nu m-aș putea să rămâns la tine. Eu nu. Eu sunt cum am. Păi, ești putea să rămâns la tine. Ha? Exact ce mi-am dorit eu. Faci și una băiță? Da, da. Mai înainte, mergi să-mi aduci mie o limonadă, te rog, că mi-e foarte cald. Da? Hai, te aștept aici. Trebuie doar să spui ce vrei. Ai înțeles? Doar ce vrei, înțeleg. O limonadă. Fata merge pe principiul ordinul, se execută, nu se discută. Mi se pare că te înșel și de data asta. Băi, cred că sincer, fata iubește pe om. Nu pare a fi pe interes. Nu ar avea ce interes să aibă. Să fim serioși, subiectul nostru nu este potent financiar. Ia uitați ce îndrăgostiți sunt ei. Să se distreze amanții, că doar sunt la mare, nu? Ce rușinos! Atât pentru Claudiu, care are familie acasă, cât și pentru amanta lui blondină, care știe exact în ce s-a păgat. Dacă cei doi amorezi se răcoresc în apa mării, pe șantier Dragoș muncește de zor, că doar trebuie să-i facă treaba și cumnatului, care chipurile ar trebui să fie acasă, pe tron. Salut, ce faci, Dragoș? O, strească șeful, vă așteptam, ce să mă... Da? Merge treaba, merge? Ce am învățat? Claudiu? A plecat de dimineață, că s-a simțit rău, a problemă cu diaria, mă rog. Văd că tot timpul îmi face probleme. Acum, dacă a avut și el probleme de sănătate, de ce să facem? La Giu și eu suntem încă în familie, trebuie să-l acopăr, am și eu să-l aduc aici ca să câștige și el un ban, are și el de copii de crescut acasă ca și mine. Acum ce să fac? Eu de asta îți liniștit că îl dau pe brazdă pentru că am vorbit cu el și i-am zis, dom'le, du-te la doctor, fă-ți niște analize, că așa nu se mai poate. Când duci grijă altuia, îi duci și traista, nu? Eu răspund, fac eu pentru el, dacă e ceva, nu, toată lucrarea o să fie la timp, o faceți greșit. Cumnatul e cu munca, iar subiectul nostru decât cu distracția și cu dragostea, se pare. Cum să faci așa ceva? Ce vreți, dacă omul a găsit verica slabă? Își exploatează cumnatul la maxim. Claudiu chiar nu-și dă seama că își bate joc de omul care e căsătorit chiar cu sora lui? Sau mai bine zis, își bate joc de fetițele și nevasta. Recepționat. Du-te, bă, și tu de aici, că mă, du-te, de aici. Nu știți povestea noastră dacă tot v-ați venit cu ăștia după... Exact ce faci tu, așa să pățești. Omul ăla pe mine mă iubește, femeie, nu mai este fericit cu tine. Tu când vii la tine acasă, nu trebuie să te simți bine? Mă vezi numai tu că mă enervezi. Așa faci acasă și mă spui că nu avem dialog. Tu știi cine e? Știu absolut tot despre el. Știu că e surat, știu că are copii, știu că nu mai e fericit. Și își bate joc ca un... Și de Dragoș, și de tine, și de noi, toată familia. Eu am muncit în locul lui, domnule, vreau banii care am muncit zilele alea. Luați-l pe ăsta de aici. Adică, nu e treaba mea, ce... încet. Du-te, bă, luați-l pe ăsta cu banii lui. Tu ești în punctul de alegere. Ce ți-e viața asta, ce te întoarce? Îmi spui clar ce alegi. Ce-i spun eu, Cristine, și nu Ana, spune-mi, Dragoș, ce-i spun eu? Uitați-vă un pic ce a fost aici. Ora 6:30. Cu noaptea în cap, subiectul nostru iese din blocul în care locuiește temporar în Constanța. După 20 de minute, ajunge pe șantierul unde ar trebui să lucreze, dar, din câte ați văzut, mai mult trage chiulul. Ora 8:35. Ce faci, drag? Bine, tu ce faci? E
uite, la muncă, de dimineață până seara. Ce să fac? Ăsta, cumnată mea, praf. Dacă ar putea să doarmă toată ziua și să ia bani degeaba, ar fi nemaipomenit. Stai că mă doare spatele, du-te tu înainte că vin și eu, ce să mă lași? Păi da, dar nu e corect, adică... Am noroc de el că m-a adus aici să mai câștig, să mai câștig și eu un banc, altfel... Trebuie să-mi trimiți și mie niște bani, pentru că trebuie să le plătesc fetelor cursul de not și mie luna asta îmi bagă salariul pe 18. Șeful a zis că ne dă la două luni salariu. Dacă nu i-am acceptat așa de la început, acum ce să-i zic? Băi, nene, vezi și tu cum te descurci. Eu am zis că ne este mai ușor, că iau toți banii odată, schimbăm și noi mobila, care sunt de când ne chinuim să schimbăm toată mobila în casă. Eu, ai dreptate, hai că văd eu, poate iau de la mama, văd. Du-te la mama, vezi și tu, poate reușești să o convingi. Extraordinar! Ce mincinos! Claudiu face tot ce-i stă în putință să pară bunul samaritan și un om neajutorat, când de fapt lucrurile nu stau deloc așa. Mai mult, banii să cheltuie cu amanta are, dar pentru fetițele lui, nu. Ce faci, bă, cumnate? Ce faci, bă, ce Dragoș? Ce faci, bă, ce matinal ești? Ce-i cu tine? Ai căzut din pat? Mi-a revenit și eu cât de cât așa, păi m-a durut stomacul, m-a luat spatele din una în alta, nu vezi? Cum să zic, nu vine să gândești, ești ca moldoveni ăștia. Eu ca ăia, păi ăștia, spirit, frate, uite, ai văzut vreunul bolnav? Ia uite. Da, frate, da. Știi cum e, ei beau vodcă, nu ca noi. Auzi, cu furia asta ta, ar trebui, frate, să te duci la doctor. M-a durut stomacul, știi cum? Du-te la doctor că, uite, ai văzut și la televizor, e nu știu ce virus de ăsta, de la legume, de la alimente. O să merg, nu e problemă, dar vezi și tu prea bine. Ba, nevastă mea, că n-avem bani acasă destui, că trebuie să schimbăm mobila, că trebuie să facem aia, ce... Mă duc acolo, crezi că doctorul mă primește, stai să mă uit să văd ce ai tu și hai, mulțumesc, la revedere. Da, mă, da, știi te mulțumesc frumos, da, frate, dar trebuie să te duci și la doctor, că știi cum e, până la urmă sănătatea, dacă nu e sănătos, nici bani nu poți să faci. Ce, mă, trebuia să fac și kinetoterapie și fizioterapie și toate și nu m-am dus de gura ei. Eu n-am crezut că poate să fie, frate, așa, adică totuși lucrurile nu se văd atât de rău pe cât îmi spui tu, în orice caz, auzi, deci trebuie neapărat să vorbești ca să te duci la doctor, pentru că nu o să fie bine. Este incredibil cum reușește acest bărbat să spele mințile tuturor. Așa cum ne-a obișnuit deja, soțul infidel și manipulator continuă să o facă pe victima, că doar îi merge. Dar cumnatul lui chiar nu-și dă seama pe cine ajută. Ora 14:30. Bună ziua, ce faceți, băieți? Cum e treaba? Să trăiesc, șef. V-am găsit. Cum merge? Ce faceți, șef? Ce faci, Claudiu? Ți-ai revenit? Cât de cât. Mâncarea asta pe aici n-ai de unde să-ți iei. Numai salam, numai roșii de-astea nespălate, stropite. Aveți și voi grijă. Avem șeful, dar știți cum e. Hai să-mi dau banii, veniți afară. Hai, Claudiu, vine tu primul. Șeful, am și o rugăminte la dumneavoastră. Am o problemă acasă cu fetița, cu aia mică, e internată la spital și ajutați-mă, dați-mi și mie 5 milioane împrumut și mi-i scadeți din salariul următor. 5. Mulțumesc frumos și să nu-i spuneți lui Dragoș că știți cum e, nu vreau să știe, să zică după aia că am eu alte chestii, vreau să rămână între noi. Bine, omule, nu-mi bag eu în treburile voastre, familiile voastre, da? Bine, vă mulțumesc frumos, zi bun. Că să fie totul, da, șef, da? Nu vă faceți probleme, să rezolv, ne ajutăm. Bine, următorul. Poftim? Nu se poate una ca asta. Tocmai a fost plătit, iar soției dis de dimineață i-a spus că îl plătește la sfârșitul lunii. Mai mult, a inventat și o scuză gravă pentru a obține bani în avans. Iisuse Hristoase, cu ce om este căsătorită Andreea? Ora 16:45. Vezi că eu vreau să mă duc la bancă, să-i pun banii doinei, că știi cum e, trebuie să-i trimiți și ei bani. Nu vrei și tu să mergi cu mine? Frate, eu sunt transpirat. Te-am văzut, da? Fac un duș. Bă, ideea este să nu întârzi, că să știi că închide, ai grijă. Nu, să-i trimit de pe card, da? Transfer, card, funcție. Bine, hai, du-te. Da? Hai, bine, fugi. Ora 18:20. Ia uitați-l, aranjat, spălat,
e ca și scos din cutie. Chiar sunt curios dacă îi trimite bani soției. Nu prea cred, ia uite unde e omul. Pe faleza din Mamaia. Hei! Ce face cea mai frumoasă fată din lume? Te așteptam, sunt puțin obosită. Era dor de mine, nu? Da, mă dor picioarele. Rău de tot. 12 ore am stat în picioare, azi nu mai pot. Păi de ce, n-ai așa ocupat? Ai fost da, astăzi? Am fost foarte aglomerat, a fost... Știi că am o surpriză pentru tine? Ai o surpriză? Ce surpriză? Arată! Ce surpriză? Vai! Vezi că șervețel n-am, dacă ai tu. Cum reușesc să am o surpriză de fiecare dată? Chiar aveam poftă de ceva dulce astăzi, chiar n-am avut timp să nu să mănânc. Vezi ce surpriză ți-am făcut? Una dulce. Da. Stai să văd ce surpriză îți fac mai încolo. Mai ai surpriză pentru mine? Păi de ce, nu vrei? Ce surprize? Păi surpriză, ia fii atent aici. Ce mai scos de acolo? Bănișori ăștia, pentru cine sunt? Ia uite. Ia zi, ai văzut vreodată mama aia de sus? Păi nu am văzut-o, dar nu știu, am și rău de înălțime, nu știu dacă aș ai, putea... Nu începe cu ai și tu rău acum de înălțime, că mai am una acasă, tot e rău de înălțime, e rău de aia, e rău de aia, nu-i ce... Vedem mama aia din telegondolă, da? După care mergem la cel mai tare hotel. La hotel? Cel mai tare hotel mergem. Păi... Toți banii ăștia care i-am aici, da? Îi cheltuim în seara asta. Păi, dar e scump hotelul acum în plin sezon. Asta e treaba ta? Păi nu, dar... Bă, dacă eu te văd pe tine fericită, pentru mine totul e ok. Da, dar nu-ți se pare cam mult? Adică... Așa, și dacă eu te văd pe tine fericită, e mult? Bine, hai că... Vedem zi. Ce facem. Mergem? Hai. Hotel, telegondolă, clătite cu frișcă, mici atenții care îl fac pe subiectul nostru un adevărat cuceritor și un romantic incurabil în fața amantei sale. Oare așa o răsfață și pe soția lui? Cei doi amanți urcă în telegondolă. Detectivii nu stau pe gânduri, așa că urcă și ei în următoarea cabină. Iubire mare pe cei doi, care sunt nedezlipiți unul față de celălalt. Își fac poze, se îmbrățișează și se sărută, că doar au impresia că sunt singuri și că nimeni nu este pe urmele lor. Ora 19. După ce au văzut stațiunea Mamaia din telegondolă, cei doi îndrăgostiți pornesc la drum. Vezi, îți place? Aici? Dar nu e foarte scump? E treaba ta? Nu, da. Important e să-ți placă. Vedem acum, dacă nu-ți place, mergem în altă parte. Mergeți la recepția hotelului și vedeți ce puteți rezolva. Trebuie să găsim o cale să intrăm după amanți. Recepționat, încerc să văd ce pot rezolva. Zis și făcut. Detectivii de pe teren reușesc să-și îndeplinească și de această dată sarcina cu succes. Cu un pretext simplu, dar sigur, reușesc să-i paseze subiectului nostru o atenție, care în interior are o cameră ascunsă. Ne-au dat din partea și vreau șampanie, crezi? Foarte tare camera asta și hotelul ăsta, îmi place foarte, foarte mult și mi se pare că sunt și foarte ospitalier. Cum să ne aducă și o șampanie? Ei, mi-a aducă șampanie. Jur, parcă totul este un vis. Este foarte frumoasă camera asta, dar mi se pare cam mult pentru o noapte. 1000 de lei totuși, nu știu. Cred că putem să mergem și undeva mai ieftin, zic. Nu e scump, pentru tine nu e scump. Meriți. Meriți orice. Normal că merită, merită pe deplin. Atenție, băieți! Urmează imagini picante din ce văd eu aici. S-a cam încins atmosfera în camera de hotel. Este timpul să punem capăt acestei investigații, care le-a arătat detectivilor că subiectul filat este un bărbat frivol, lipsit de scrupule și, mai presus de toate, infidel. În București, Ernest este gata să le arate soției și soacrei lui Claudiu imaginile strânse de detectiv.
Sărut mâna. Deci nu. E adevărat, nu? Îmi dau seama că sunteți o fire mai sensibilă. Ceea ce o să vedeți nu o să vă placă. Iar din punctul acesta, nu știu dacă viața dumneavoastră va mai fi la fel cum a fost. Andreea, mamă, toate trec. Toate mama, trec, să știi. Nu se poate, mamă, nu se poate, toate mama. Trec. Ascultă pe mama aici. Pare foarte rău, tu doamnă. Ești un om puternic și nu ești singură. Doamnă, eu nu am nimic personal nici cu dumneavoastră, nici cu soțul dumneavoastră, dar vă întreb niște lucruri. Sunteți genul de femeie cicălitoare? Sunteți genul de femeie care să-și streseze soțul, să... Nu, sunt nicio formă, nu. Adică știți, într-o căsnicie nu există că doar unul a greșit, că doar unul este de vină. Amândoi greșesc. Pentru că s-a ajuns într-un punct unde mie mi-este clar că amândoi ați greșit de ați ajuns aici. Nu, poate uneori să sunt puțin mai protectoare, sunt mai... Ești mai ternă, ești. Orice, mamă, vă rog eu frumos, vreau să văd. Într-adevăr, cumnatul dumneavoastră este nedespărțit de Claudiu. Dar ceea ce am reușit noi să descoperim pe parcurs este că nu acesta îl acoperă. Mă apuc de treabă înainte, vreau să sun și eu pe Doina. Strângi tu, da? Aș suna și eu pe Andreea, dar mie că îmi face aia capul calendar. De câte ori o sun, îmi spune, are aia, n-are aia, n-are aia, numai că nu are. Asta știe cel mai bine. Acum înțeleg. Că ai probleme, dar eu ce să fac? Ce zici asta, mamă? De ce îl cicălesc? Avem doi copii. Avem... Dar nu se numește... Planuri de făcut. Avem... Avem o casă împreună. Avem o familie. Îl cicălesc cu ce? Că nu, asta nu înțeleg. Cu ce? Că îi spun de... De copii, de școală, de cursuri, de sport. Cu ce îl cicălesc? Doamnă, eu vă spun lucrurile astea... Pentru că vreau să înțelegeți cum ați ajuns aici. Când un bărbat se plânge de lucrurile astea, pot ele să nu fie adevărate, dar cel puțin el așa le percepe. Mai bine pe șantier decât acasă. Pentru mine vacanța e aici, nu acasă. Mă duc acasă, mă doare capul. Mai, da, mai puțină gălăgie fac ăștia decât nevastă. Nu acasă, cred. Nu cred. Adică e mai bine departe de fetele lui. E mai bine și a dorit acești copii, a dorit această familie, nu l-a obligat nimeni. Cum a ajuns să aleagă să plece departe de noi? Soțul dumneavoastră... Acasă e totul e frumos când e în casă, se poartă frumos, îmi vorbește frumos, nu cred. Când o persoană se pricepe atât de bine să-și ascundă urmele și să creeze o falsă impresie, nu o face de ieri de astăzi. Uitați-vă un pic la soțul dumneavoastră ce face. Se încăpățânează să ridice de unul singur o bucată de țeavă. De ce s-a trebuit să ducă singur? Mai nebunit! Bă, m-a luat toată partea asta, frate. Băi, ești bine? Toată partea asta m-a luat. Băi... Mă! Las! Hai, ușor. De ce nu m-a sunat să-mi spună că s-a accidentat? Adică... Probabil. N-a pomenit nimic de asta. O să fiți atent, da? Așa, mă, băiatul. Hai, bă, băiat. Băi, m-am de făcut zidul. Lasă-mă că-l fac eu de încolo și de treabă. Hai, mă. Păi bine că n-ai pățit nimic. Hai, mă, văd, eu mă fac eu zidul ăla, ce mai mare brânză. Mai sunt câteva, câteva BCA-uri și gata. A plecat de pe șantier, da? Abia dacă merge. Uitați-l cum pleacă. Vai, n-are nimic. Vai, de mine, mamă, eu nu-l cunosc pe acest om, ăsta nu e soțul meu. Soțul meu nu minte. Haideți să vă arăt de ce face lucrurile astea. Se duce la o terasă. Ce vă pot servi? O salată de pui și o apă plată. Mai aveți nevoie de ceva? Mai avem și eu nevoie de companie. Poftim? Aș avea nevoie de companie. Nu cred. Hai să vedem mai departe. Este o fire mai sensibilă, fiica dumneavoastră, nu? Andreea, mamă, lasă că trece. Toate trec. Hai să vedem. Poate nu e așa de grav. Poate lucrurile... Poate merg reparate. Mai sunt și greșeli în viață. Am avut încredere și noi. Eu mi-am dorit familia cu el. Copiii i-am dorit împreună. Nu merită asta. Îi port de grijă. Îl sun, îl întreb și pentru toate chestia spune că sunt cicălitoare. Ce ți-e viața asta? Ce te întoarce?
toate părțile. Ce zici? Nu pot astăzi. Nu poți, eu? Atunci o să stau să te privesc, că îmi place. Încați, uite, o să mă uit numai cum mergi tu. Adică nu e prima oară. Da, o cheamă Liliana, are 27 de ani. Da, auzi, mai tânără. Da, normal, eu am îmbătrânit, nu mai sunt bună, m-am învechit, s-am învechit totul. De ce trebuie totul să gândiți așa? De ce trebuie neapărat să gândiți păi, așa? Păi, da, de ce trebuie să cauți în altă parte, când ai acasă tot ce ți-ai dorit? Sau poate nu și-a dorit? Doamnă, multe relații, multe căsnicii ajung în punctul acesta de impas. Treburile cotidiene, rutina, ajungi să te înstrăinezi. Iar ca și bărbat, la bun, vârsta dânsului, probabil că ajungi să, nu știu, fii dar curios. Dar este lucru care să se pot rezolva, să discută în casă, se rezolvă, adică nu sunt nimic, dar el niciodată nu s-a văitat, niciodată nu mi-a spus, măi femeie, nu ne înțelege, nu mai merge aia, tot timpul okay. A venit și mi-a spus că mă iubește. Asta trebuie să vă dea foarte mult de gândit. Și cu banii vă minte, doamnă. Banii și primește la timp. Mie mi-a spus că nu are niciun ban, cum adică? Hai să dau banii, ei se afară. Hai, Claudiu, vine tu primul. Cât ai de luat? 30? 3500. 3500? Luna asta? Ok. 3500 de lei. Luna asta. Și el n-are bani. Și fiți atent un pic. Dați-mi și mie 5 milioane împrumut și mi-i scapeți din salariul următor. Dacă zici tu, 5. Și să nu-i spuneți lui Dragoș că știți cum e, nu vreau să știe, să zică după aia că am eu alte chestii. Vreau să rămân între noi. Și noi îl bănuiam pe Dragoș, bietul Dragoș. Și el își bate joc ca și de Dragoș, și de tine, și de noi, toată familia. Nu se poate așa ceva, banii Andreea. Banii și primește la timp, deci nu, banii nu, primește deci lucrurile nu pot rămâne așa. Dar unde sunt banii? Vreau să-mi cumpăr ofița și gentuza, cred. Și o să văd și costumul de baie pentru tine. Păi și eu pentru ce muncesc, mă, nu pentru tine? A? Vai, ia zi, vidule. Ia zi tu. Sunt norocoasă că te-am da? Întâlnit ia, și ia. Ia tu ăștia și ia-ți ce vrei tu, da? Fata asta, o știi despre el, care copii, că e însurat, că o știi toate astea. Frate, știe sau nu? Mama, dar mintea lui unde este? Dar și mie e mamă, ce mă, e femeie și aia. Nu se poate să, da, să-i faci așa ceva. De ce, doamnă, de ce să nu se poate? Câte pentru nu sunt în ziua nu de astăzi? E Claudiu, așa, mai există în ziua de astăzi, doamnă, bun simț, respect, onestitate, principii, mai există? Nu putem lăsa lucrurile așa, există. Să știi. Nu rămân lucrurile așa. Uite de la mine aici. Eu dacă tu le lași, nu le las eu, să știi. Gândiți-vă puțin că el nu vă dă la o parte doar cu dumneavoastră? Sigur că da. În primul rând copiii. Familia lui, copiii. Dacă tu nu mai contezi că s-a săturat de tine, de copii nu se poate sătura. Copiii ți-i dă Dumnezeu să iei toată viața, da? Nu lași lucrurile așa. Mama, ce mă fac? Mama, te dudine. N-ai ce să te faci? Mama, ce rupem. Mă fac? Îl iubesc, mama, îl iubesc. Nu mai iubi, gata. Să nu mai iubi. Ăsta nu e om pe care să-l iubești. Auzi, n-are bani pentru copii. Dar pentru cine are bani? Pentru cine are bani, Andreea? Ce fac, doamnă? Mama, ce fac cu doi copii? Ăsta e tată de copii care duce bani în altă parte când copiii au nevoie de bani? Nu există așa ceva. Mergem după el și îl prindem asupra faptului. Deci nu-l lăsăm. Nu există. Ai putere să faci asta, nu-i așa? Eu sunt lângă tine. Ba da. Eu sunt lângă tine și o să mergem. Dacă o lăsați așa și o îngropați sub preș, ce se întâmplă? Nu lăsăm așa. Cum o să lăsăm așa? Cum o să mai trăiți? Cum o să mai funcționați știind, bănuindu-l la orice pas, la orice mișcare? De-aia v-am spus că de azi înainte viața dumneavoastră nu o să mai fie la fel. Pentru că tot ce se va întâmpla veți pune sub semnul întrebării. Dacă nu-mi răspunde la telefon unde este... Cum ai să poți să trăiești cu gândul ăsta? E cumplit să trăiești așa. Mai bine să știi. Știu că ți-e greu, dar asta e. Ăsta e drumul, n-ai încotro. Ok. Mergem, da? Da. Mergem. Copleșită de durere și total indecisă cu ceea ce urmează să facă, Andreea, alături de Ernest și de mama ei, pornesc spre Constanța. Niciodată într-o relație, într-o căsnicie, nu există exclusiv un vinovat. Ce-i drept, sunt câteva mici probleme în familie, pentru că e evident, eu ca femeie am multe treburi de făcut, stăt, te ocup și de copii și de gospodărie, am și servicii, timpul este limitat, sunt obosită, adică ai ar trebui să mă înțeleagă, el trăiește cu mine în casă, mă vede câte fac. El când vine de la serviciu, asta e afară cu băieții, nu mă ajută cu nimic în casă. Totul calde pe umerii mei. Și tot ce sunt de vină. V-ați dori să vedeți imaginile din camera de hotel? Da. Este foarte frumoasă camera asta, dar mi se pare cam mult pentru o noapte. 1000 de lei totuși, nu știu. Meriți orice.
sunt banii noștri. Acolo sunt banii copiilor. Și haideți să vă mai dau o informație. Această Lili știe că el este căsătorit. Soțul dumneavoastră are în permanență verigheta pe deget. Încă mi se face rău. Îmi pare tare rău pentru dumneavoastră. În viață se mai întâmplă și lucruri de genul acesta. Dacă cu voia puteți sau... să trageți pe dreapta, vă rog, îi suflă că nu mai pot. Simt că mi se face rău. Caută un refugiu unde poți. Doamnă, sunteți bine? Și încercați să vă liniștiți un pic. Încercați să respirați odată cu mine. Inspirați adânc. Expirați. Liniștiți-vă, o să oprim imediat mașina. Aici, oprește-o aici. Ok, puteți să vă dați jos dacă vreți. S-a făcut rău, doamne! Ce s-a întâmplat? Andreea, mamă, are ce rău de mașină, cu tine, mă, mamă? Gata, trec toate, trec să știi, gata, pui. Tu să fii bine, să fim sănătoși și noi și copiii și o să trecem cu bine. O să vezi, Doamne Dumnezeule, ce ne facem noi cu... Ești mai bine? Da. Da? Ți-a trecut? Nu, n-are rost. Chiar nu merită. Nu vezi că nu merită? Lasă că-i vin eu de hac. Andreea, ce ai de gând, mamă? Hai, o să fie bine. Ai încredere în mine. O să fie bine. Ce are de gând să facă acum Andreea? Instabilitatea emoțională și cele descoperite o fac să aibă niște trăiri interioare greu de controlat. Cu toate acestea, echipa Ochii din Umbră îi este aproape și o susține în ceea ce vrea să facă. Haideți, domnule! Singur, bineînțeles. Andreea? Da? Ce-i cu tine, domn? Ce-i aici? Bună ziua! Bună, dar... Bănuiesc că știți cine suntem noi, cu ce ne ocupăm? Stai că nu înțeleg nimic. Camere de luat vedere, bodyguard... Calmează-te, că o să înțelegi ce absolut tot. Ce să mă calmezi, domnule? Faci vreo farsă mie? Nu înțeleg care-i treaba. Nu-i vorba de... Se pare a fi o farsă? Nu cred că e vorba despre mine. Explică, spune despre ce e vorba. Primul stai așa puțin, vreau să înțeleg. Ai spus mai devreme la telefon că vii cu copii și ai venit cu maică-ta. Nu înțeleg care-i treaba. E bine, și ce era să spun acum la telefon că vin cu mama lor de copii, să spun la telefon niște chestii care trebuie să ți le spun față-față și în situația asta, pentru că altfel aveam cum. Da, ok. Am nevoie de ajutorul tău. În ce sens? O cunoașteți pe o anumită Lili? Nu. Cine e Lili? Sigur n-o cunoști? Nu. Cine e Lili? Lili? Este una dintre ospătărițele de la restaurantul unde dumneavoastră mâncați. Dragoș, nu te acuzăm de nimic. Fii sincer cu noi, te rugăm din suflet. Spune-ne dacă știi ceva din tot ce face Claudiu. E bolnav de dimineață până seara. Sărat. Ba doare spatele, ba are diarie, ba nu știu ce mai face. Sărat. Că m-a nebunit și pe mine și pe șeful, tot timpul îl acopăr de la servici, da? El pleacă și astăzi la fel, a plecat de dimineață, am plecat cu el spre servici, când încolo m-am trezit că îl doare burta, tu s-a dus repede la... Tu vrei să spui că te îmbrobodește în Claudiu și pe tine halul ăsta? Tu chiar îl crezi? Dom'le, eu sunt un om normal, nu știu despre ce vorbim. L-ai verificat vreodată? Ai fost cu el la spital? L-ai însoțit vreodată? O secundă. Vă mai aduceți aminte? Fac pe mine, frate. Ce-ai făcut vrățuiele? Ce mai ia? Frate, ține ghiozdanul, că nu mai ai. Ține, că nu mai am. Ce faci? Du-te la muncă. Hai, las că vorbim, că nu mai pot. Du-te, fă-mi și mie rezolv. Du-te. Dacă e ceva, mă sun, ne auzeți? Du-te, că ne auzim. Hai, lasă-mă pe mine. Și a rămas că el se duce acasă, să se odihnească. Da. Cum ai reușit, iubire, să scapi? Pe cum? Nu știi, m-a luat stomacul rău de tot. Vai. Cum nată meu l-am băgat la înaintare. S-a dus și a venit cu... Mi-a făcut tine să știi. Eu cream că are o relație cu munca și să meargă acasă, să ducă banii, dar se pare că lucrurile sunt astea. Banii acasă. Se pare că n-ajung acasă. M-a nebunit, că nu-l lași, că tot timpul vorbești la telefon. Exact, dar nu ți s-a părut deloc dubios că vorbește urât despre ea?
A intrat la noi în casă, ce relație au ei de atâta acum timp? Acum eu ce pot să vă spun? Tu-i cunoști, eu am înțeles. Te pui familie de oameni serioși. E adevărat, dar... eu nu mă bag în viața nimănui. Dar nu zice nimeni în viața privată. Ați fost împreună, eu, ați dormit împreună, dată, ați mâncat împreună. E adevărat. Deci nu se poate să nu-ți fi dat seama chiar de nimic. Nu, pentru că eu de fiecare dată l-am cenzurat. Bă, băiatule, nu-mi explica mie treaba asta. Eu am problema mea cu soția mea. Apartamentul unde stați? Poftim? Nu a adus-o niciodată acolo pe această linie. Că tot timpul ele genul de om care se vaită ba într-o parte, ba într-alta și zic, bă, am venit să muncim, n-am venit aici nici la distracție, nici la voicăreală. Dar nu ți-a putut nici chestia asta, că tot timpul este bolnav, adică... Ba da, ba da, mi s-a. Mai fi sunat pe mine, păi, băi, Andreu, ia spun vezi. O să spun, așa ești acasă, tot timpul să spun bolnav? Ceva în care sunt foarte revoltat. De ce? Tot timpul spune că tu nu lasi să ducă la medic ca să-ți trimită bani. Eu? Da. În același timp când dânsa a vrut să vină cu fetele într-un weekend aici, la fel, i-a interzis să vină, tot pe motiv financiar. Asta nu e om, bă, băiete, bă, nu știu ce e când, chiar că m-a nebunit. Vreau să vorbești cu șeful ăsta al tău, să-l dau afară, te rog eu frumos. Mi-a zis șeful, bă, să nu-i duci cumva traiesc așa și așa a fost. Ați văzut? Acum, în momentul ăsta, unde? Cine e? Nu știu, că a plecat azi dimineață de... Trebuia să vină la serviciu, a plecat să se ducă la doctor. Păi bine, bă, tu pleci, dar eu cine-ți face treaba, mă, frate? El pretinde că, practic, vă face treaba dumneavoastră în fața angajatorului. Uite, la muncă, de dimineață până seara. Să fac. Ăsta, cum n-a tămit praf. Dacă ar putea să doarmă toată ziua și să ia bani degeaba, ar fi nemaipomenit. Stai că mă doare spatele, du-te tu înainte că vin și eu, ce să... Asta e o mare nesimțire și mă deranjează și vreau să-mi recuperez și banii pentru treaba asta. Ce bani? Pentru că, păi eu am muncit în locul lui, domnule, vreau banii care am muncit zilele alea. Norma, fiecare dintre noi avem o normă. Uite, faci peretele, statul faci pe celălalt. Dacă eu fac doi pereți, nu trebuie să am iau banii pentru amândoi pereți. Bine, și te-ai gândit avea acum? Dar până acum ce ai păzit? Păi cum ce am păzit? Eu m-am păzit treaba mea, munca mea. Păi ți-ai văzut treaba ta, mulțumim, ești foarte frumos din partea ta. Mă bag în treaba omului și ce face el cu scoala lui și treaba lui. Nu e treaba mea, bă, băiete, bă. Eu am zis să vă fac ție. Haide, bă, frate, hai, bă, cumnată, uite. Muncim amândoi, ducem bani acasă și așa mai departe. Tu ai fost bine intenționat, recunosc. Păi îți mulțumesc frumos. Păi și atunci... Dar se pare că ai ieșit totul invers. Noi ne-am întâlnit acum cu cumnatul sau cu Dragoș și el ne-a spus că ar fi trebuit să meargă la medic. Da, păi. Minte de îngheață, Marea Neagră. Bun, anunță-mă când se întâlnesc cei doi. Mamă, dar știi unde să mergem, da? Știi, mamă, abia aștept să dau cu ochii de el, frate, mamă. Nu vii, dar abia aștept să-i văd figura. Am să vă rog să luați loc aici în mașină. Uimiți de cele aflate, cei trei pornesc chiar acum spre locul în care se află Claudiu. Și nu se află la spital, ci în satul de vacanță. Bineînțeles, alături de cine altcineva decât amanta sa. Ghidează-mă, am ajuns la o bifurcație. E aici un roller coaster sau în față într-un parc? Am trecut de ea, da. Ok, fiți atenți un pic. Unde? Deci vedeți sfera? Da. Ok, ei sunt acolo undeva la baza. Da. Ok, venim. Vezi că sunt cu 4 bodyguards plus toată echipa, da? Dar nu e rușine atâta lume în jur. Ce munce el aici? Na, cine? Nicio treabă. Nu are nicio greață. Unde l-ai văzut? Cât am înțeles, stau la coadă. Cât am înțeles, stau la coadă să se urce în... Auzi. Ok, văd foarte multă lume. Vai de capul meu. Vai. Bun, eu încă nu am reușit să-l identific pe el. Sunt foarte mulți oameni. Văd pe cineva în tricou albastru, dar are pantaloni scurți pe el. Mama, tu-l vezi? Da, ce poate că nu-l văd. L-am văzut. Pe dreapta, sunt uite, pe dreapta. Uite, l-am văzut, uite la acolo. Uite la acolo. Gata, i-am văzut, ia, doamnă. Uite, ok, mersi. Ce-i cu tine aici? Băi, să-mi dai banii, băi, ce-i cu voi aici, mă? Calm. Băi, ce-i cu voi, mă? Băi, băi, asta-i de ea ta? Zâmbește frumos la camere, vei apărea pe un post național de televiziune. Băi, cu ce ocazie mă filmezi pe mine? Tu cu ce ocazie umbli cu un bărbat căsătorit? Calmează-te! După mine, care-i problema? Eu sunt soția celui cu care ești. Nu, alo, lasă-i sării, care lasă-a. Nu înțeleg nimic, nu înțeleg cine faci. Băi, lasă-i ce-o cum ai mis ca să înțeleg. Băi, nu mai urla soamnă la mine. Ei, urla-te. Băi, vorbim ca sau nu, dar de ce mă filmați? Alo, nu înțeleg, cum ai mis. În compania unui bărbat căsătorit? Vă cunoștiți-o cu soția dânsului. Ce frumoasă la camera.
Fă cunoștință cu soția dânsului. Da? Două săptămâni de zile muncesc pentru tine, să, ca tu să ce să faci? Unde sunt copiii, mă? Unde-i nevastă? Unde sunt banii, bă, băiat? Ce bani vrei, mă? Ce bani, bă? Banii mei, bă, ai muncit la mine, nu mai țipa, bă, băiatule, bă, eu am muncit în locul tău. Așa, și? Băi, pentru ce dacă ești fraier, muncește, mă, muncește dacă ești. Sunt fraier, bă, băiatule, cum dacă sunt fraier? Păi ce faci? Sunt cumnatul tău sau ce sunt, bă? Cum adică și? Păi și ce să vorbim, doamne, cu dumneavoastră? Și mai spune-o să te lămurești până de noi așa. Păi n-am gândit că poate v-ar plăcea să vă și cunoașteți cu ocazia asta. Numele meu este Andreea Oprea, am cântată de cunoștință. Eu nu sunt încântată de cunoștință. Păi trebuia să fii de mult să nu fii în situația asta. Păi dar nu sunt încântată de cunoștință, chiar nu mă interesează cine sunt. Dar ești încântată să faci rău oamenilor? Stai puțin să înțelegem, adică ai intrat în povestea asta, ai spart casa femeii astea, dar acum nu te interesează, nu? Pe bune, știai că e căsătorit omul, știai că are doi copii acasă, da? Chiar nu puteai să-ți găsești alt bărbat? Omul ăla pe mine mă iubește, femeie, nu mai este fericit cu tine, înțelege? Iubește trupul tău, nu pe tine persoană. Nu puteai să-ți găsești alt bărbat? Așa nu, și? Nu puteam să găsesc alt bărbat. Poate să iubească multe fufe ca tine, să știi, la bărbații la lumea asta? Nu, tu de ce, tu de ce te-ai băgat în treaba asta? Trebuie să vadă toată lumea. Asta meriți. Am adus să muncești, așa. Să ai ce să-i trimiți lui nevastă ta și copilul și uite, tu mergi cu amantele pe aici. Bă, știi că mi-am riscat, mă, serviciu pentru tine? Așa, bă, mi-am riscat serviciu pentru tine, mă. Am venit șeful și mi-a zis, bă, să-mi duci la traiesta și eu ți-am zis, nu adevărat, șefule, lasă că se face, trece, bă, bun, ceva. Știi ceva? Ai muncit, ai patron, te plătește, mă. Bă, băiate, după mine, dacă m-ai împrumutat cu bani, pot să-ți dau banii când vreau. Nu mă las că banii tăi o să vorbesc cu șeful. N-ai cum tu. Să nu mai vii la muncă, gata. N-ai tu. Să te duci acasă. Bă, băiatule, tu ești un muncitor pe șantier, mă. Bă, tu ești un muncitor pe șantier. Băi, muncitor, muncitor, dar sunt cumnatul tău, bă. Tu ești bun de muncă și atât. Și tu ești bun de ce, mă? Uite, mă relaxez, mă distrez. Ia uite. Du-te, bă, băiatule, de aici, mă. De ce? Vrei pe șantier? Du-te, bă, la muncă. Auzi, pe șantier. Ai uitat când ai căzut, bă, cu materialul ăștia am ridicat, bă, băiatule. Dacă vreau, mă șterg de cu ăștia. Sunt de la tine, da. Cine ești tu, ești bancher, frate? Ii băi de capul tău. Crezi că pațachina asta o să stea toată viața cu tine? O să stea, mă, că mă iubești. Aia, mă, te lași. Și cu banii de unde? Bă, dar e problema ta. Și cu banii de unde, mă? Bă, e problema ta. Bă, nu să găsești frere în fiecare zi ca mine, mă. Da, trebuie, am fost frerul tău, dar gata, s-a terminat. Iată, mai... S-a terminat, bă, băiat. Bă, te duci pe șantier și muncești, unde mă, înțeles? Unde mă stai să este un bărbat care mă iubește. Este un bărbat care este asumat. Este un bărbat care are două fete acasă. Ți-a arătat pozele cu fetele lui, una de 3 ani, una de 5 ani. Domnule, am înțeles de ce vă băgați în viața mea. În cât timp ai ajuns să-l cunoști pe el? Nu am băgat în viața mea. Nu am băgat în viața ta. Pe cum poți să spui că mă bag eu în viața ta? Pentru că te-ai băgat. Aolo, tu te-ai băgat în viața mea, femeie. Eu l-ai frat cu mine, nu cu tine. Dacă îl iubești, dacă cu adevărat îl vei fericit, îl lași să plece. Îl lași să plece din viața ta dacă tu îl vrei fericit. Pentru că nu este fericit cu tine. Nu este fericit cu tine, doamnă. Nu este fericit. Nu este fericit. Ce să tu tine o să fii fericit? Două luni de zile ai ajuns tu la concluzia asta, nu? Ar putea să-ți fie tare, fetiță. Oamenii ăștia au ani buni de căsnicie. De câte ori ți-a dus trandafirea acasă? De două săptămâni tot mi-a lăsat trandafir. De două săptămâni nu, doamne. Nu vezi că n-ai minte. De ce nu am minte? Când vă mai iubești? Mi-au făcut copii, ți-ai dat o floare. Păi da, dar v-ați ofilit, nu mai e gata să... Serios? Ofilești și tu, fătiță. O să mă ofilești și eu de ăsta, iar o să rămână cu mine toată viața asta este. Îmi prinde nerv, frate. Lasă-mă mâncate, așa că-mi sare inima. Mi-a luat banii. Am muncit ca un nebun pentru el. Mamă, mamă, și ea la fel. Ți-ar pațachina să-ți fie de râs. Dar nu mă interesează pe mine asta. Bă, tu știi că l-are, bă, tu știi că l-are copii? Ce-i cu tine aici? Bă, dar de ce-i ai adus la circul ăsta aici? Când... Hei, cam, ce-i cu tine aici? La ce-i adus circul ăsta aici? Ce cauți aici? Aici lucrezi tu? Bă, ce-i aici? Circul, globul, s-ați venit toți? Ăsta e aici cu care crezi tu? Bă, de ce ai venit tu aici? Păi tu mă miști pe mine, am vrut să vin copiii la mare și tu spui mie să nu păi vin. Mai suna pe mine, da, copii. Normal, pe cu cine am vorbit, cu soția ta, cu cine? Mi-ai spus copiii, fată, aici trebuia să-i aduci, să vadă și copiii ce face tatăl. Mama e, să-i zici, nu mânta, nu mi-ai înțeles. Cu cine respect, cu cine respect, că de bine de rău, femeia asta are grijă de copiii dumneavoastră. Dar nu-ți dai seama ce faci, chiar nu-ți mai dai seama, câtă minte trebuie. Dai-o puțin, că nu. Bă, eu nu înțeleg cu cine sunt însurat, cu tine sau cu ea, tu de ce ții, mă? Uite, ții de așa vor muști, mi-ai să te ia, dar nu-ți ia mănâncă, ți-e foame? Ți-e foame? Ia, vrei, mănâncă! Ia, ține de aici, dar nu mi-e foame, ține de cine?
Nu vorbești tu așa cu mama. Băi, vino încoace, mă. Vino încoace, mă. Vino încoace. Vino încoace. Vino încoace. Vino încoace. Vino încoace, să stăm de vorbă. Vino nu coace. Avem ce să stăm bă, femeie, de vorbă. Tu știi despre ce e vorba? Dar nu mai puneți auzi, stai așa, tu știi ce e despre ce e vorba? Bă, dar tu știi despre ce e vorba? Nu-i ceva despre el, să știi. Tu știi cine e? Știu absolut tot despre el. Știu că e surat, știu că are copii, știu că nu mai e fericit, știu că nu mai iubește. Știu absolut tot despre el. Și cu asta de ce te lași în pace, mă? Femeia ar trebui să-l lasă să plece dacă nu vrea. Dar de unde știi tu asta? Pentru că știu eu asta. Hei, femeie. Nu că păi femeie, nu sunt femeie. M-ai sunat pe mine că vii la mare? Da, de foarte multe ori. Și odată mi-ai spus să mă întorc înapoi, că cheltuim bani la mare. Păi dacă nu sunt bani. Păi unde sunt bani? Am văzut unde sunt banii. La deci hotelul, restaurante. Deci în momentul ăsta nega faptul că vă primiți leapa lunar și nu la două luni, patru luni, puteți nega asta? Și eu, mă, care e problema? Vă aveți doi copii acasă. Nu te optiști tu, că am eu doi copii. Dar uite, eu un străin mă gândesc și mă preocup mai mult de soarta copiilor tăi decât tu. Ești tu. Asta mănânci. Asta, asta te face bărbat? Asta te face bărbat? Păi îmi văd de familia mea, nu ca tine. Ai doi copii acasă, bagă-ți mințile în cap. Lasă-ne, tu te împăși. Nu ne-ai agresat. Nu mi-a agresat colegii pe la sol. Nu mi-a agresat colegii pe te rog mult, calm. Din cauza ta mi-am schimbat viața într-un fel. Din cauza mea? Pentru ăla, da. Eu muncesc pentru ăla. Eu muncesc pentru ăla două săptămâni ca să se întâlnească cu tine. Bă, doare capul, bă, are bă, nu știu ce, bă, nu știu cum, bă, merge la doctor. Și eu ce fac? Are copii acasă, are... Ce sunt? Știi că e cumnatul meu? Știu absolut totul. Știu absolut totul. Dar știu absolut totul despre familia lui. Știi cine? Știu că nu mai e fericit. Știi cine? Dar nu mă interesează, domnule. Bă, nevoastra mea e sora lui, bă, tu ce nu înțelege? Chiar nu mă interesează lucrul ăsta. S-a strâns, vreți să vedeți, veniți vedete sau ce? Dar de ce ați venit cu camerele după noi aici, că nu înțelegi? Nu știu cum o să iasă de treaba asta. Păi cum o să iasă de treaba asta? Ce ți-a făcut fetița asta? Ți-a spălat creierii? Da, ce ți-a ea făcut? Ea face ce nu faci tu. Ai ce nu fac eu, dragul meu? Ce nu-ți mai place? Și ce-ți plăcea înainte? Ce faci? Mâncare? Dar la mințile. Atâta știi să faci. Mâncare, așa? Curățenie în casă, da? Așa? Și să ceri bani. Aia, și să ceri bani? În ordine asta. De ce nu pentru mine? Îi cer pentru mine, pentru copii și pentru casă, pentru... Dați-i o pastilă! Lasă-o pe mama! Lasă-o deoparte și discută serios cu nevasta ta! Lasă bani deoparte și discută serios cu ea! Nu mai face așa! Nu-i face lui mama care a șters copilul tău la... Și ce mă? Și ce mă? Obligat-o eu? Da! Am dat de-a puțină? Cu cine ai lăsat fetele? Cu cine? Cu tata! Cu cine s-a lăsat? Dar acum ați pasă de fete! Ia uite! Băi, de-a cap! Băi, nu te interesează! În două luni de zile, câți bani ați trimis familiei? Nu e adevărat, 3 milioane, mă, băi! Eu toată viața n-am făcut decât să muncesc pentru casă. Asta ai vrut? Îți asum? Îți asum? Dar asta ai vrut, dar obliga nimeni ne să ții casă. Mobilă, până la urmă, dumneavoastră, păi ce faceți? Dați cu piciorul la ceea ce aveți pentru ea? Da, domnule, da. Și fiicele, ok, pot înțelege. Da, copiile problema? Nu mai vreau să fiu cu tine, mă. Păi și nu puteai să fii acasă, să vorbești frumos. Copiii dumneavoastră, ce din au? Că-i neglijat. Înțelegeți că-i neglijat? Cum ați avut grijă și în astea două luni? Da, mă, da. O să am grijă, eu o să fac datoria de tată. Divorțez, mă, e bine așa? Nu! Că nu e interzis divorțul, nu, soțul meu! Eu o să divorțez, cu toată dovada asta eu divorțez! Băi, eu sunt de acord! Și te asigur eu, da. Că-i ție la revedere de la copii! Băi, iar eu fac tu viața și totodată la copii, nu o să mai fi! Și ți-am interzis eu să-ți refaci? Nu, trebuia dar cu tată la revedere! La revedere, băi, eu ca tată, legea o să-și... Cum adică trebuia să-și dea seama de mult? Să-și dea seama, bă, dacă eu nu mai am treabă cu ea! El ți-a băgat între tine și un alt bărbat, asta nu înțeleg. Domnule, el a ales. El nu este un om fericit. Asta trebuie și să înțelegeți. E fericit? Dacă sunteți bărbat, nu spuneți că nu v-ați înșelat soția niciodată. Nu spuneți, dacă sunteți bărbat, înțelegeți treaba asta. Normal că nu am făcut asta. Eu am făcut altceva până m-am măsurat. După ce m-am măsurat, a fost treaba mea. M-am ales o femeie, gata, aia. Tu vrei să asculți omenește niște sfaturi de la femeie la femeie? Doamne, nu am ce să vorbesc cu dumneavoastră și femeie. Tu ascultă și nici cu domnul. Puțin. Nu am ce să vorbesc. Eu fiu atât, că vorbim omenește. Și punct. Foarte bine, foarte bine. Iubește-l, iubește-l. Tu te uiți în jur aici câți bărbați sunt. Ce-i faci? S-a pus să iubești pe toți? Nu, îl iubesc pe omul care mă face fericită, care este român și care mă ridică. Găsești altul, te face altul fericită. Iar el este omul care mă face fericită. Dacă tu ai avea doi copii acasă și n-ar avea ce să mănânce și una ți-l-ar lua pe soțul care trebuie să-i îngrijească, cum ți-ar fi fac? Nu am de ce să fac comparația asta, pentru că nu am doi copii acasă. Poți să ai, dar poți să ai pe șomeie sau ești teacă. Poate o să am cu bărbatul pe care îl iubesc, adică cu el. El care și-a lăsat copii, ai încredere în așa ceva? Nu și-a lăsat copii, pentru că este un bărbat asumat. Într-un om care ăsta ai tu încredere?
Nu gândește te faci, ești mică, bărbat, ești mică și nu ai minte. Da, ce nu înțelegi? Ți-a dat de înțeles? Nu trebuie să-mi dai de înțeles. Ți-a dat de înțeles, da? Nu trebuie să-mi dai de înțeles. Nu e vorba că... În ultima vreme, băi, acum voi da face ceva... Măi, dar vorbești numai tu, că mă enervezi. Așa faci acasă și mă spui că nu avem dialog. Ce treabă am avut eu cu tine ca femeie? Vorbești mai rău ca o femeie, zici că eu sunt femeie. Ne-am însurat, ne-am simțit bine 2-3 ani și după aia... Păi nu m-a obligat, mă, știi ce să mai ai făcut doi copii? Ai vrut doi copii? Da, a obligat cineva? Ai vrut să avem casă împreună? Dar tu ai mai fost aceeași femeie, mă, de la început? Păi da, pot să fiu la fel cu doi copii și cu un bărbat ca tine? Cu băiat. Băi, du-te, mă, de aici, că mă enervezi. Du-te, băiat. Bă, dați-i pe la el! Așa! Și eu am muncit pe el, să-mi dai banii, ești tu... Ăsta a muncit pentru mine și o să muncească, ăsta-i un frate! Dacă tu e un... El a muncit în locul meu și eu sunt un șmecher, tu ești un c***. Bă, mă, ție, bă, eu cum n-a tu, bă, băiat! Bă, te optici, te optici! Nu mă opti, mă, opti pentru copiii aia, că rămân fără o tată și la mine că plec, mă, freacă, bă, băiat! Bă, la c***, bă, să nu-ți explodeze ceva la cap, stai calm, stai calm, că nu e treaba ta, mă! Bă, am să-ți dau 5 milioane, fii atent. Da, mă, 5 milioane. Uite, ia-mă. Uite, îți dau 4 milioane. Ia-mă 4 milioane. Băi, auzi. Băi, ia 4. Dă-mă-i cu face, dă-mă-i cu face. Banii tăi, ți-i dau când vreau eu, nu când vrei tu. Când vreau eu. Auzi, deci fii atent, ai rămas și fără servici. Tu, bă, du-te, bă, de aici. Du-te acasă, bă, băiatul ăla. Lili! Du-te acasă. Am avut și o relație de-a lungul ai minte, fato. N-ai minte deloc. Dar m-a ascultat sau nu? Ca așa pot să vă spun și eu noastră, să vă spun că nu am mers. Vreau să ascult. Vreau să ascult. Vreau să ascult. Dar chiar ești adică de ce o femeie la 40-50 de ani să asculte pe tine? Da, și vreau să ascult pe noastră, să vedem dumneavoastră. De ce să alo, ai 20 de ani, ai putea să fii copilul meu dacă mă grăbeam puțin mai tare, da? Bărbatul ăsta mă iubește, trebuie, vă rog frumos să înțelegeți lucrul ăsta. Bărbatul ăsta face foarte multe gesturi pentru mine. Nu e adevărat, și că nu contează, vârsta nu contează. Vârsta o să conteze. Vârsta nu contează. Ce îmi merge cu caria? Dacă te iubim, vârsta nu contează. O să conteze, o să se vadă că sunteți, că sunt frate, dar tu ce sunteți? Alo, alo, Maxim. Ce faci, mă, frate, stai aici, sau cum că nu înțeleg? N-ai fetița, mă, s-au răspuns intele. Un om needucat ca ăsta, cum, ce să vorbești? Eu nu am ce să vă ascult, eu nu am ce să discut. Nu am ce să vă ascult, nici nu am ce să mă ascultați la rândul meu. Părinții, da, 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 da. Nu ești obligat să stai cu ea, dar copiii tăi ce vine au, pe ei de ce-i minți? Dacă sunt probleme de... Ce bărbat ești tu? Cum adică trebuia să-ți dai seama? De ce n-ai pus punct? Bă, luați-l unul pe ăsta de aici. Adică nu e treaba mea ce... Încet. Du-te! Bă, luați-l unul pe ăsta cu banii lui. Dați ar Dumnezeu și Maica Domnului exact ce faci tu, așa să pățești. Ce faci, domnul? O să vezi, o să vezi că Dumnezeu nu doarme și o să vezi tu că ai să o pățești. Dar ce chiar mai rău? Te lasă fată și pe tine. Cum a lăsat-o pe ea, te lasă și pe tine. Că ai să o filești și tu ca florile de pe care le-ai să știi. Nu ai să tragi veșnic. Tinerețea nu e veșnică. Dacă tu ai soție și nu te mai împaci cu ea, da? Nu mai ai treabă cu ea. De atâta timp, nu de un an, de 2 ani de zile. E dar tu nu fac ceva în sensul ăsta, divorțez. Nu ajung în situația asta. Că până la urmă pe tine te minți. Eu divorțez, Can, eu divorțez, da, eu vreau. Acum, că ai fost prins. Că dacă nu o mai trăgăneai, o de copiii tăi îți bați joc. Nu-mi bați joc de copiii mei, băi, eu o să am grijă de copiii mei, da? O să le plătesc pensia alimentară, exact cum spune legea. Păi și asta este grija? Că le plătești o pensie? Au nevoie de un tată lângă ele. Da, și dacă eu nu mai pot să fac casă cu ea, care-i problema? Când divorțează, dar de ce s-a ajuns aici? Nu, nu e, tocmai. Dar de ce ai trăgănat-o atât? Pentru că să ajungi să ce să te prindem eu, aici cu amanta, nu? Eu, da, sunt cu amanta. Ok, așa e vreo că își plătești factura. Așa e vreo că își plătești factura, da? Nu ne-a acuzat pe noi că de ce am făcut noi circ sau cu nepoza. O să îmbătrânească și femeia asta, Claudiu, să știi. Așa. Nu o să fie tânără veșnic, să știi. Și tu o să te cunoști mult mai mult decât ea. Și o să vedeți diferențe atunci. Crezi că o să fie bine? Nu te vrei acasă. Nu o să fie bine. Du-te acasă, că e mai bine. Până la urmă, ea cu ce s-a greșit? Ea cu ce s-a greșit în căsnicia asta? Noi nu mai avem aceeași viață, mă. Nu, tu când te duci acasă și nu te simți bine acasă, când nevastă ta îți spune numai bani să schimbăm mobila, bani să facem nu știu ce, bă, tu când vii la tine acasă nu trebuie să te simți bine? Nu trebuie să... Cum? De ce ai mai trăgănat-o? Ca un străin și când, nu știi când, când, când urma bă, să faci pasul? Bă, trebuie să vin la 10, 11, 12 noaptea să mă bag direct, să mă, îmi fac duș să mă ascund, să-mi cere bani?
Ia, dar și ia salariul, e până la urmă, ești tâlpul familie, ești capul familiei, nu? Așa, și nu, cine plătește facturile, mă, le plătește ea? Ea nu are un serviciu sau cum? Eu le plătesc eu, da? Și ea ce face toată ziua? Întreabă ce face pe ea, întreb pe mine. Păi dacă... Ei la modul ăsta? Păi dacă eu are grijă de copii să ne face. Te cere bani pentru copii și tu ce faci? Zici că primești banii la două luni, asta te face bărbat, convins, că o faci așa din vorbe? Nu e nicio problemă, dar nu te comporta așa. Crezi că ești capabilă să ai grijă de două fetițe? Vă spun la ce vreau și dacă vreau eu. V-am spus destul de clar. Bărbatul este asumat. Tu ești asumat? Da, sunt asumată. Bărbatul să-și crească copiii și cu asta, basta. Da, dacă e nevoie alături de mine, alături de mine, să am și eu grijă de ele. Ce are probleme? Să-i dai și pe urmă ce o să faci? Dai energie? Da, dar știți dumneavoastră ce e între noi? V-am spus destul de clar. Că o Am văzut pe cameră ce se întâmplă ce între voi. A, iubire! Asta a, se iubire? Da. Nu e iubire, drăguță. Ba da, iubire, asta se întâmplă. Nu e, din iubire s-a construit ce-am eu acasă. Dar de unde știți că nu se construiască și la mine ce-am văzut asta? Că nu înțeleg. Ionez, bagă divorț la revedere, nu te mai ascunde. Cum să fac eu, tu ai așteptat ce? Tu ai așteptat ca să ai o variantă de siguranță, să nu rămâi singur. Ți-ai găsit... Tu ai făcut asta. Deci eu am întâlnit-o pe fata asta, da, la mare. Foarte bine. Am întâlnit-o la mare. Eu vreau să rămân cu ea. Bun, dar tu problemele le aveai cu nevasta ta de mai demult. Așa, și ce vrei să sun, să-i zic, vezi că am întâlnit eu pe cineva la mare, nu? Asta vreai tu? Trebuia să divorțez. Am întâlnit eu pe cineva la mare și vreau să... Astea nu-i le spuneam eu acasă. Onest era să până punctul care ți-ai găsit pe altcineva. Dar nu am ce să repar, tu înțelegi. Pentru mine, oricum, mai era chestie de câteva săptămâni până mai veneam acasă și îi spuneam. Da, sunt sigur spunea, de asta. Sunt sigur de asta. Nu știți povestea noastră dacă tot ați venit cu așa după noi? Eu știu foarte bine povestea. Ce ai tu de spus în apărarea ta? Ce am de spus în apărarea mea? Eu nu am absolut nimic de spus în apărarea mea, pentru că eu nu mă apur. Nu mă apăr de un bărbat care mă iubește. Ați înțeles? Iubește. Da, mă iubește. Măi, fetiță, tu te auzi ce vorbești? Băi, fetiță, uite-te la tine cum arăți, e evident să mă iubească și pe mine. Pe mine, nu? Asta e, asumă-ți... Păi tu asta numești tu iubire. Asumă-ți că te lasă, tu că nu te mai iubești. Tu te iubești cu un bărbat pe suferința unor copii. Nu suferă nu, nu suferă niciun copil. Fără părinți în viața asta. Nu suferă niciun copil. Dă-mă bani, mă, bă, dă-mă bani. Dă-mă. Vino cu bani, nu dai bani, bă, băiat, asta e. Dă-mă bani. Zi-mă care e problema. Care e problema ta? Da? Ți-am zis clar că ți-am zis clar. Nu lăsați-mă să trece până nu dai bani. Nu mai. Hai să plecăm. Băiatule, când te însori, nu te însori pentru 6 ani. Te însori pentru toată viața. Dar ea treabă un copică, ta. Dar bă, ea a întrebat-o dacă a fost fericită cu tine. Dar ea a fost fericită cu tine, a întrebat-o. Dar ea a stat acolo cu copiii și a avut grijă. Și a ținut de casă, nu ca tine. Dar umbli trei picioare. Păi cum mă foarte tu și tu ca un om normal? Băi, toată viața ta n-ai știut decât să ceri. Asta e, mă, bine, n-are nimic. Eu prost, dar dăm bani. Eu prost, dar dăm bani, bă, cu banii mei. Mea, la fel, bă, n-are nimic, am bine. Bani. O să văd eu și pe tu. Băi, n-am, mă, dacă aia te reneagă, bă, băiatule, te reneagă. Bă, știi care-i ai problema ta? Tu suferi. Bă, tu ești pentru... Lași pe toată lumea pentru ea? Da. Care-i problema? Evident, lasă pe toată lumea pentru că cine iubește, care-i problema? Bine, da. Așa. Și care care e problema ta? Păi bă, este altă, bă, mie nu o să mai bani. Dă-mă-i la Ana, mai să n-are decât 3 ani, mai băiatule, măi. Cum nu mai e drăgostit, iubește, nu are copii, n-are nimic. Iată, Andreea, gândește-te la copii tăi. Foarte clar. Ți-am explicat foarte clar, dar eu o să-mi fac datoria de părinte. Mai clar, o să-mi fac datoria de părinte, da? O să întrebe Ana, o să-ți faci datoria de mamă. Tata, o să știe Ana și Cristina de ce nu e tata lângă ei. O să știe, pentru că fata o să-i spună, măi, băiatule. O să-i spună, mă, că ai plecat. Mai puțin, că terminăm bolciul ăsta. Te rog frumos, în secunda asta, îmi spui clar ce alegi. De la bun început știam lucrul ăsta, știam care doi copii, știam tot. Ascultă-mă, calmează-te. Ai văzut pozele cu copiii lui? Știu absolut tot despre copiii lui. Și ești pregătită să-ți asumi asta? Sunt pregătită pentru că îl iubești și el mă iubește, știu sigur lucrul ăsta. Și din toți bărbații de pe lumea asta, trebuia neapărat să oprești la unul căsătorit cu doi copii? Trebuia neapărat să mă opresc la bărbatul care m-a făcut să-l iubesc, nu? Îl cunoști de două luni de zile. Bărbatul ăsta de două luni de zile m-a făcut să-l iubesc prin diferite gesturi. Eu nu stau cu el pentru bani, nu stau cu el pentru absolut nimic. La fel s-a întâmplat cu mulți ani în urmă cu soția dânsului. Dar nu și acum îl vezi că este total plictisit de ea. Ce vină au fetele lui? Ce vină au? Nu putem să comparăm situațiile astea. Nu știu ce s-a întâmplat, nu mă interesează. Ce o să le explicați? Pe ce? Nu mă interesează ce s-a întâmplat la ei în familie, nu mă interesează. Bun, da, vei fi parte din această familie, da? Pentru că pe copiii ăștia nu se împartă. Păi, copiii ăștia pot să crească
cu el, vor rămâne cu mama pentru că sunt minori și el este cel care a comis adulterul, nu ea. Instanța va da copilul oricum mamei. El va avea program de vizitare la copiii ăștia. Automat și tu va trebui să-ți asumi asta, da? Da, mi-asum asta. Și eu trăiești cu conștiința împăcată, nu? Da, sunt conștiința împăcată. Eu pe el vreau și cum. Despre ce vorbim? Nu înțeleg de ce tot circul ăsta. Deci nu înțelegi. Nu înțeleg. Poate peste ani de zile, când o să fii în situația soției lui, o să înțelegi. Poate atunci o să înțelegi. Sau poate nu. Poate atunci vei înțelege. Sau poate nu. Îți părăsești casa, familia, nevasta și tot ce am construit noi în acești 8 ani de zile, da? Și ne-am chinuit. Știi bine când ne-am chinuit, da? Ascultă-mă, renunț la tot pentru o... să-i zic așa, să nu o jignesc, da? De ce? Pentru... De ce e ea? De ce? De ce? Știm foarte bine de ce. Simt bine lângă ea. Păi eu te-am întrebat. Renunți la noi pentru ea? Nu la noi, la tine. Că la noi, la mine, la mine și la copii și la casă, la tot. Păi nu. Nu, ți-e la revedere de la tot. Nu există jumătăți de măsură. Ori noi, ori ea. În instanță o rezolvăm. Nu, ce zice judecătorul? Păi, de partea mea. Judecătorul o să spun așa. Tu pui în balanță copiii, viața copiilor și viitorul lor. Deci mama, vreau să-mi răspundă clar. Renunți încă o dată. O să fie fericiți copiii, maxim de fericiți. Să știi că tatăl lor i-a părăsit pentru o altă femeie mai tânără cu 20 de ani. Măsa nu-l face fericit, mă, tatăl. Măsa-l face fericit, 8 ani l-a făcut fericit și acum nu-l mai face. Ești nu mai face, nu? Ți-a spălat femeia asta, creierii. Atunci, ai vorbit cu maică-ta prima dată? Ne vedem în instanță. Bă, da, ai vorbit cu maică-ta. Ce să vorbesc, mă, că nu vorbesc cu lucruri intime cu mama. Nu vorbesc cum facem un alt an dormitor, da? Dacă tu vorbești, păi nu asta contează în viață. Nu asta contează. Mi s-a pretinde că ea e gata să-și asume rolul de mamă, nicio problemă, de el... Da, mă, deci ok, deci ne vedem la tribunal, dar te asigur de acum. Copiii vor ști exact ce s-a întâmplat, pentru care motiv a plecat tatăl lor de acasă, îți iei la revedere de la copii, o să am mare grijă de chestia asta, eu loc să le fac viața. Iar pe copiii tăi o să-i ducă alt bărbat la școală, o să-i le îngrijească alt bărbat, nu eu tu. Tot tatăl lor să... Atât cu numele, atât să numești numele în certificat. Atât să fii cu bănoasă. Nu poți să-i interzice mie, nu știu ce orice bărbat care ți le iei, tu poți să-ți iei 10, ai înțeles? Că dacă o să ai grijă și de aia 10, la fel cum ai avut grijă de mine, cred că o să plece. Da, eu să plec. Eu vreau să vorbim, puteți spune-i femeii astea că nu mai iubești și că nu mai vrei să ai absolut nicio treabă cu ea. Te rog frumos, în momentul ăsta. Uite, ți-a spus ea. Începe și eu. De acum ți arată cine e Andreea. Ți arată fata. Uită-te dacă eu sau tu ai pierdut. Uită-te așa. Eu am câștigat casă și copii. Aia când o zice judecătorul că ți rămâne ție atunci. Asta tu că să nu ți-a fost să-i tot împrea eu. Du-te. Sărăcie, du-te de aici că altceva nu. Plătește-i tu banii. Hai să terminăm cu circul ăsta, frate. Renunță la copii și la tot ce ne-am chinuit noi în 8 ani de zile. Pentru ce? Uitați-vă un pic ce a fost aici. Deci o femeie foarte puternică, credeți-mă. Doamne, dar uite și tu după noi, dar nu ne mai filmați, lăsați-ne în pace. Doamne, ferește! Și voi la mare. Doamne, ferește, dar nu ne mai filmați, domnule, cine filmați atât? Ba, tu ia și tu o cameră cu băiatul și mergeți și voi la mare. Dacă ați venit la mare, poate vă relaxați și voi. Sunteți prea încordați. Sunteți o femeie foarte puternică, da? O să treceți și peste momentul ăsta dificil. Ia uite ce ține de mână, dragă, ia uite ce... Lasă că o să iubire mare în genunchi. O să treceți, o să vă fie greu. O perioadă o să vă fie foarte greu. Mă întâlnesc copii, e noroc că am copii acasă, da, și ei îmi vor da puterea. O perioadă o să vă fie foarte greu. Am imaginat în viața mea așa ceva, să poți renunța la copii, să spui că pui mai importantă e o femeie. Câte femei sunt în lumea asta? Înseamnă că pentru fiecare... Îi spuneți că nu întreba Ana. Pui lui mama, Ana, când o întreba, o să vezi.
L-am ajutat când a căzut, când... Nici nu știu ce o să le spun când mă duc acasă. Ce-i spun eu Cristinei și lui Ana? Spune-mi, Dragoș, ce-i spun eu? Vedem, mă, ce facem asta. Deci o reveni omul, eu știu, poate cine știe, se întâmplă ceva, să-mi revin. Mă vede Andreea că plâng, nu vreau să mă vadă. Nu, nu, nu pot, nu, sunt un cardenel, mă rog, cu băieții ăștia, că altfel îl înșeam. Într-o poveste de asta, doar copiii au de pierdut. Și atâta suferință, pentru ce? Pentru, cât crezi că poate să dureze o poveste de asta? Durează, acolo, să zic, 2-3 ani, îi trece. Și, pe urmă, pe urmă o să se întoarcă. Și hai, când o să se întoarcă, o să am eu grijă. Hai, să am eu grijă, n-are voie. Spunde-o, n-are voie să se mai apropie de nici de Ana, nici de Cristina. Și nici de noi. Da, eu sunt, dragă. Nu v-am deranjat? Așa, taie craca. Taie craca să vedem cu ce mai cumpără poșetă și rochiță. Claudiu, este m-ați avertizat cu o treabă și nu v-am ascultat. Bun, vreau neapărat să discutăm pentru că am descoperit ceva și nu... Chiar să mă gardă. Poate ne de aici. Ce spunem noi, Anei? Ne vedem la Tecanalde! Așteptăm toți toată țara să vină la Constanța, la Coritoral. Numai bine vă dorim. La revedere! O seară minunată! Atunci când îți lipsește curajul de a-i spune partenerului de viață ceea ce simți, chiar dacă s-ar putea să-l rănești, este foarte posibil să greșești. Nu poți purta o mască la nesfârșit. Și nu poți simula niște sentimente dacă ele nu sunt acolo, dacă nu le trăiești. Clar, la un moment dat, totul se duce de râpă. Fiți sinceri cu partenerii voștri și aveți curajul de a spune stop atunci când simțiți că nu vă mai găsiți locul într-o relație. Căci infidelitatea nu este o soluție. Iar ochii din umbră văd tot. Se spune că dragostea adevărată nu ține cont de nimic. Nici de vârstă, nici de situația familiară, nici de cea financiară. Dar cu toate astea, ce se întâmplă când doi oameni care au format o familie se despart? Ce se întâmplă cu copiii care nu înțeleg că sentimentele dintre părinții lor nu mai sunt aceleași ca la început? Dragi telespectatori, o căsnicie nu este o joacă, mai ales atunci când aveți copii. Așa că gândiți-vă bine alături de cine vreți să faceți marele pas în viață. Gândiți-vă bine dacă persoana cu care vă întemeiați o familie este aceeași cu persoana pe care vă doriți alături până la moarte.